Mariu și Ioana au mers la Craiova, acolo unde au petrecut Revelionul împreună cu Oliviu și Bogdana. Și iată că încă sunt în Craiova sau cel puțin astăzi erau acolo. Ioana a postat o fotografie în timp ce se afla la manicură. Chiar în prima zi a anului 2024 ea și-a făcut programarea, a mers la o fată pentru a-i face unghiile. Ultima dată îi le făcuse Luca din sezonul 4 în casa Mireasa, dar s-a întâmplat acest lucru cam cu aproximativ 3 săptămâni înainte de finală sau două, ceva de genul și îi crescuseră. Acesta este rezultatul final și a scris Ioana, le ador. Într-adevăr sunt frumoase, dar par la fel, niște unghii de mireasă. Oricum, într-adevăr, sunt foarte frumoase și în rest nu au mai făcut nicio postare legată de cei doi în cursul zilei de astăzi. Vom mai vedea ce vor mai face de acum în noul an, pentru că sunt sigură că ne vor ține și pe noi la curent.